Duminica aceasta au loc alegeri privind viitorul Moldovei. Am observat în ultimele luni mare agitație pe paginile mele de socializare, o armată întreagă de boți, troli și idioți utili ai Kremlinului, folosind resurse materiale uriașe, prin cozile de topor ale lui Ilan Șor, au împrăștiat minciună, manipulare și dezinformare împotriva Maiei Sandu și a Uniunii Europene. S-au cheltuit sume uriașe de bani pe o armată de berbeci care au trădat interesele poporului, interesele Moldovei. Ați văzut și voi, sunt documentați peste 130.000 de cetățeni moldoveni. Am un singur mesaj pentru voi, moldovenii care vă alegeți destinul. Ați fost destul de asupriți, mințiți și furați. Buneii și străbuneii noștri au fost uciși, deportați, înfometați, întemnițați odată cu venirea molii miroșii rusești în 1940. Suferiți de mai bine de 84 de ani, acum sunteți mai aproape de visul de a trăi în libertate, democrație, în prosperitate și fericire. În pace, alături de familia europeană. Ieșiți așadar cu toții la vot și spuneți da Europei și Maiei Sandu la aceste alegeri istorice, care sunt o șansă pe care buneii noștri n-au avut-o, o șansă care se naște odată la 100 de ani. Moldovenii din diaspora, voi cunoașteți cel mai bine diferențele unei vieți în bunăstare și liniște, munciți și trăiți în lumea liberă de atâta vreme. Ieșiți la vot și îndemnați-vă rudele și prietenii din străinătate să iasă la vot. Nimeni nu poate sta duminica aceasta acasă. Duminica aceasta facem istorie împreună. Vom fi generația care vindecă Moldova de totalitarism, de hoție, de minciună și mai ales de frică. Moldova merită în Uniunea Europeană. Moldovenii merită o viață mai bună. Subiectele discuției noastre de astăzi sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Putin continuă să demonstreze că nu este interesat de discuțiile de pace. Guvernul ucrainean a prezentat un videoclip care arată echipamentele rusești care sunt eliberate, distribuite personalului militar nordcorean. Ce va face lumea liberă? Va interveni în vreun fel? Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului raportează că dictatorul rus Vladimir Putin nu este interesat de discuții de pace semnificative cu Ucraina și va folosi summitul BRICS pentru a legitima operațiunile de informare, de dezinformare, de fapt, ale Kremlinului, care prezintă Kievul ca fiind nedispus să negocieze. Putin s-a întâlnit cu directorii de media BRICS la Moscova pe 18 octombrie și a spus că Rusia este pregătită pentru discuții cu Ucraina, dar ulterior a contrazis acest lucru, spunând că Rusia este gata să continue această luptă și că victoria va fi a noastră. Analiștii spun că remarcile lui Putin din 18 octombrie sunt cele mai recente dintr-o serie de declarații contradictorii ale conducătorului rus și altor înalți oficiali ai Kremlinului care au încercat să prezinte Rusia ca fiind dispusă să negocieze, clarificând totodată că Kremlinul nu este dispus să accepte condițiile care nu înseamnă capitularea și distrugerea Ucrainei. Putin a declarat de asemenea la 18 octombrie că Rusia ar trebui să creeze condițiile pentru o pace durabilă și a descris în mod fals Ucraina ca un stat agresor în război, indicând în continuare că aceste condiții echivalau cu eliminarea capacității Ucrainei de a se apăra împotriva unei posibile viitoare agresiuni rusești, scrie Institutul pentru Studiul Războiului. De asemenea, indică faptul că Putin a folosit întâlnirea pentru a promova planurile alternative de pace ale Braziliei și Chinei, ale căror principii cheie sunt favorabile Rusiei. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să creadă că Kremlinul nu este interesat de negocieri de pace de bună credință cu Ucraina și că folosește conceptul de planuri de pace sau negocieri doar pentru a încuraja Occidentul să preseze Ucraina în concesii preventive asupra suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei. Ziua 969 a războiului din Ucraina.
Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 19 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 677.180 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1.380 de militari, 8 tancuri, 19 vehicule blindate de luptă și 15 piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Centrul pentru Comunicații Strategice și Securitate Informațională din subordinea Ministerului Culturii al Ucrainei a publicat un videoclip în care se susține că soldații nordcoreeni sunt echipați cu echipamente rusești. Agenția spune că aceste imagini nu au mai mult de 72 de ore. Este raportat că evenimentele prezentate în videoclip au loc la terenul de antrenament Serhiv din Orientul Îndepărtat al Rusiei. Iată aceste imagini prezentate de către Ministerul Culturii, exclusiv cum sunt echipați soldații nordcoreeni cu echipamente rusești. Întrebarea care se pune, vor interveni țările NATO în acest conflict dacă nordcoreenii vor fi aruncați în luptă de către regimurile totalitare criminale conduse de Putin și Kim Jong-un? În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Thank you.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.